În vremea aceea a venit Iisus cu Iacob și cu Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei, iar soacra lui Simon zăcea prinsă de friguri și atunci au vorbit despre ea și venind la ea a ridicat-o în sus apucând-o de mână și îndată au lăsat-o frigurile, apoi a slujit lor. Iar spre seară, când apunea soarele, au adus la dânsul pe toți bolnavii și îndrășiții și tot orașul era adunat la ușă, iar el a vindecat pe mulți care pătimeau rău de multe feluri de boale și mulți demoni a scos afară. Pe demoni nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau pe el că este Hristos. Iar a doua zi, sculându-se foarte de noapte, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și s-a rugat acolo. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doar dacă suntem atenți și privim ansamblul lucrurilor, putem să acționăm așa cum se cuvine în diferite momente ale vieții noastre. Iar ansamblul lucrurilor nu poate fi văzut doar în planul fizic, în planul exterior al lucrurilor, ci ansamblul vezi cu adevărat dacă privești cu ochii duhovnicești, dincolo de cele văzute. Doar în acest ansamblu poți să iei decizii, să iei hotărâri, să faci acțiuni după voia lui Dumnezeu cea sfântă. De ce vă spunem lucrurile acestea, iubiți credincioși? Pentru că vremurile pe care noi le trăim, mai mult ca oricând, au impact nu la nivel local, la nivel de țară și atât, ci la nivel global într-un ansamblu și în acest ansamblu ne mișcăm noi zi de zi cu viața noastră, cu fiecare suflet în parte, cu familia și noi ca neam. Doar dacă vedem ansamblu, putem să acționăm corect. Dar pericopa evanghelică de astăzi ne ajută foarte mult să vedem acest ansamblu. Pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a dus cu Ioan și cu Iacob în casa lui Simon și lui Andrei și soacra lui era biruită de friguri. S-a atins de ea, a ridicat-o și s-a tămăduit. Într-o clipă s-a vădit că Domnul nostru este doctorul sufletelor și a trupurilor, cu putere să vindece într-o secundă, într-o clipă. În vederea duhovnicească, noi putem să pricepem, să înțelegem că pentru toate frământările noastre, toate bolile noastre, sufletești și trupești, trebuie să ne ducem să cerem ajutor direct, instantaneu, cu toată credința, la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Văzând acest ansamblu că El este atotputernicul, stăpânul vieții și a morții, a bolii, doar așa putem să ne raportăm corect la Dumnezeu, la noi înșine, la lume și la viață. Dar nu doar atât. A vindecat pe mulți bolnavi care veneau cu diferite boli și până seara i-au adus încât la ușa lui se afla tot orașul, toată comunitatea. Și pe toți i-a vindecat, arătând că puterea lui este nemăsurată. Dar dincolo de cele văzute, cum am spus la început, sunt cele nevăzute, pentru că vindeca mulți îndrăciți și demonizați. Și demonii ieșeau din oameni și iată, iubiți credincioși, acționau viclenește. Nu doar că huleau prin arhierei și cărturari, spunând că cu Domnul demonilor izgonește pe demoni. Iată de data aceasta demonii știau că El este Hristos și vreau să-L mărturisească, astfel încât ca adevărata mărturie să nu fie adevărată, și Domnul nu îi lăsa să vorbească pe demoni. Îi oprea. De ce? Pentru că orice faptă are trup și suflet. Fapta, iubiți credincioși, trupul faptei este acțiunea în sine, iar sufletul faptei este scopul cu care faci acțiunea și fapta. Iată că aceștia făceau o faptă în aparență bună, îl mărturiseau pe Hristos. În realitate era rea pentru că mărturia venea de la ei, de la cei vicleni, de la demoni.
Și printr-o mărturie venită de la demon se ajungea într-un final tot la o înșelare, tot la o minciună. Ce trebuie noi să înțelegem? Că din această rătăcire, minciună, înșelare, luptă împotriva demonilor, nu ieșim decât cu rugăciune la Bunul Dumnezeu. Iată că Domnul, a doua zi, sculându-se foarte din noapte, a ieșit și s-a dus într-un munte, într-un loc pustiu și s-a rugat acolo. El, ca om, se ruga la Dumnezeu Tatăl. Și rugăciunea, iubiți credincioși, este cea care luminează. Rugăciunea este cea care ne aduce discernământul. Spunea Sfântul Siluan Atonitu, orice acțiune înainte și după care nu poți să faci o rugăciune, să nu faci. Orice acțiune în timpul căreia nu poți să te rogi și inima ta te oprește, să nu faci acea acțiune. Iată cum putem verifica toate acțiunile noastre, rugându-ne în liniște în fața lui Dumnezeu. Dar, iubiți credincioși, ați văzut pe Domnul în comunitate? Tot Domnul vedem că se retrage în pustiu și se roagă. Ați văzut pe Domnul că a vindecat boli trupești și sufletești? Iată că Domnul vindecă și pe cei care sunt chinuiți de duhuri necurate. Le face pe toate cu discernământul său dumnezeiesc. Acest discernământ duhovnicesc îl putem căpăta și noi doar dacă ne așezăm într-o smerenie. Smerenia, iubiți credincioși, este măsura, este echilibrul, este raportarea corectă la Dumnezeu, la lume, la situații, la conjuncturi și la viață. Doar în smerenie și iubire putem să fim după voia lui Dumnezeu cea sfântă. De aceea spunem, Doamne, peste toate, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ, și nu voia noastră cea păcătoasă. Iată, în lumea în care trăim, iubiți credincioși, avem nevoie să vedem ansamblul lucrurilor, să vedem lucrurile care se întâmplă în mod practic, concret, trupește, lumește, să vedem lucrurile care se întâmplă dincolo de lucruri în planul de duhovnicesc și totuși în planul demonic drăcesc, să avem sabia Duhului, care este rugăciunea și neîncetat să spunem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos și cu smerenie să cerem de la Dumnezeu dreapta, socoteală și discernământ. Discernământ ca să nu fim niște exaltați la orice momeală aruncată de vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți. Discernământ ca să nu fim niște fricoși, niște lași în fața fiecărui atac mic sau mare care vine de la vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți. Deci sunt două extreme, iubiți credincioși. Un exaltat și unul care face tulburare și vrăjmășie la orice atac și un fricoș și laș care nu are nicio reacție la cel mai mic atac. De aceea trebuie să avem discernământ când știm să stăm, când știm să atacăm. Acest discernământ nu ne vine decât uitându-ne în inimă într-o rugăciune neîncetată la Bunul Dumnezeu. Iată, iubiți credincioși, că vă spuneam acum 50 și ceva de zile, când au fost Jocurile Olimpice, vă spuneam despre discernământul duhovnicesc. Și vă aminteam un lucru, foarte atenți să fiți, că la acele jocuri nu s-a întâmplat doar o blasfemie la cina cea de taină, ci acolo a fost un semnal a unui atac demonic care urma să fie la nivelul întregii lumi, un start, iubiți credincioși, pentru toate blestemățiile drăcești care se lucrează prin globaliști, progresiști și așa mai departe. Și poate mulți n-au înțeles că nu era vorba doar de un simbol drăcesc, nu era doar de o blasfemie, ci era un semnal subliminal și totodată bine văzut și conturat în care trebuia să se intre în atac la momentul potrivit, în toate țările, sub toate formele, să fie un atac demonic. Și se întreabă lumea, cum? Tocmai pentru faptul că, dacă la cina cea de taină a fost sfânta taină, sfânta liturghie, sfânta cină, plină de lumină a Domnului nostru Iisus Hristos, iată că la acele jocuri olimpice, la nivel global, a fost o liturghie neagră. Și spuneam așa, că dacă de la cina cea de taină din Joia Mare până în Duminica Înviere sunt 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică, și cu 50 de zile până la pogorârea Duhului Sfânt sunt 53 de zile, iată că după 53 de zile
apostolii îmbrăcați cu putere de sus, cu puterea Duhului Sfânt, au plecat la propovăduirea adevărului, a sfințeniei, a luminii, a frumosului în toată lumea. Din credincioși până la capătul pământului au plecat în cele patru zări. Cei 12 apostoli. Dar spuneam că după 53 de zile, iată că vor pleca apostolii satanii la propovăduire în toată lumea. Și nu suntem nici numerologi, nu suntem nici cei care dăm soroace, ci vă dăm, iubiți credincioși, niște nuanțe ca să priviți cu atenție la ceea ce se întâmplă în lume. Iată că, iubiți credincioși, la începutul anului bisericesc și la începutul anului școlar, se întâmplă două lucruri care înfricoșează. Ce se întâmplă? Pe verticală, la nivel duhovnicesc, papa, ereziacul, ereticul, și cu Bartolomeu, ereticul, patriarhul ecumenic, ei anunță în mod oficial, ei fiind niște pioni ai noii ordini mondiale, anunță oficial că la anul ei vor sărbători împreună Paștile, că se vor da unul după altul, că vor face fel de fel de compromisuri, astfel încât să fie unitate la nivel de credință și de biserici, și ei vor avea o slujire comună sărbătorind 1700 de ani la primul sinod ecumenic. Iubiți credincioși, pe verticală s-a anunțat atacul globaliștilor prin pionii lor ecumeniști la nivel de credință, Bartolomeu și Papa, după ei toți cei care sunt ca niște îngeri căzuți, toți se vor aduna în acest atac demonic. Până la capătul pământului, iubiți credincioși, se va propovădui această sărbătoare, între ghilimele, a bisericilor, ce este de fapt o sărbătoare ecumenistă drăcească. Și iată că tot la începutul anului școlar, pe orizontală, își pun oamenii întrebarea, se frământă, de ce sunt forțați, de ce sunt presați, de ce simt totuși în inima lor o teamă, o neliniște, o nesiguranță, că sunt puși în fața, pe orizontală, să semneze un contract la nivel de școli. Și acolo sunt nuanțe atât de fine, încât aproape că sunt nevăzute. Dar ce este afectată, iubiți credincioși? Libertatea omului. Este afectată, iubiți credincioși, conștiința creștinului. Pentru că acesta, dacă nu semnează un contract, în subtil este amenințat, este presat, că va fi amendat, că va fi închis, și această stare de frică se perpetuează de la an la an, încât părinții săraci se tem, oare ce va mai fi? Ce reguli se mai pun? Și am văzut cum copiii noștri au fost ținuți în plastic, în cutii de plastic, cum au fost trimiși acasă să facă lecțiile cum au vrut ei online, cum au fost iarăși stricați, aruncați, plecați, chemați și așa mai departe, și tulburați și descentrați. Și părinții se frământă, profesorii se frământă și lumea spune, dar nu e nimic, sunteți voi exagerați, nu se spune nimic în acel contract și așa mai departe. Îmi amintesc, iubiți credincioși, plecând iarăși la cele pe verticală, de sinodul tâlhăresc din Creta. Acolo a fost o lucrare organizată de serviciile secrete americane. Acolo i-au adunat forțat pe patriarhi, mitropoliți, episcopi, care au fost aleși pe sprânceană ca să semneze documente. Cum să semnezi într-o săptămână tomuri de documente pe care nu le-ai studiat, pe care nu le-ai cercetat, pe care nu le-ai dezbătut? Ai primit o cafea, ai fost constrâns și ai semnat. De aceea o să-l vedeți pe mitropolitul Olteniei, Irineu, cum semnează și sub semnătura lui spune specificând: cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, biserică ortodoxă. Oare de ce a simțit el să spună așa ceva într-un sinod ortodox? Pentru că el ca teolog a văzut, el ca monah a simțit, el conștiința lui l-a mustrat și a văzut că acolo de fapt este o trădare a bisericii și a simțit să spună că crede într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. La acel sinod, iubiți credincioși, organizat, cum am spus, de americani, n-au venit rușii. De ce?
Pentru că să se rupă biserica, unii care au fost și unii care nu au fost. Să se rupă biserica într-un mod legal. Ba mai mult decât atât, unii nu s-au dus și au mărturisit. Cum a fost georgienii, parcă sârbii, bulgarii și alții, și au mărturisit. Nu mergem pentru că este trădarea bisericii. Unii s-au dus și au trădat, unii nu s-au dus și au trădat din perspective diferite. Și vedeți că cei care au semnat sau n-au semnat, au participat prin semnătura sau nesemnarea lor la o trădare a bisericii credincioși, rupându-se unitatea, rupându-se sinodalitatea, acceptându-le statutul de biserici celor care sunt erezii și schisme și iată atacul globaliștilor la nivelul bisericii. Și iată, iubiți credincioși, cum atacă iar frontal, fără să întrebe pe nimeni, fără să se facă vreun sinod, fără să se consulte cu nimeni, anunță ei la vârf, vom semna Paștele, serba Paștele împreună. Nu ai ce serba, pentru că este Paști doar la ortodoxi, în rest doar sunt niște ceremonii în numele Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, nu au Paști, nu au har, nu au adevăr, nu au nimic, punct. Cei care se duc pe această linie, trădează biserica și susțin discredincioși erezia și prin tăcerea lor, alții susțin schisma în Ucraina. Am repetat și iar o să repet atâtea ori ca să pricepeți că la nivel global demonii sunt dezlănțuiți. La nivel global, Satan atacă sub toate structurile sale. La nivelul bisericii, la nivel de state, prin plan demonie, la nivel de organizații, de ministere, de guverne și așa mai departe, pe diferite nișe, pe direcții, pe sănătate, pe învățământ și așa mai departe. Dacă în timpul pandemiei părinții, copiii voștri au murit în spitale, au fost înfoliați în plastic, au fost aruncați în pământ necreștinește și acolo n-ați avut dreptul să semnați nimic, i-a dat și așa mai departe, n-ați avut dreptul la autopsie, n-ați avut niciun drept și totul s-a mușamalizat. Și au fost transformați medicii în instrumente de crimă organizată. Au fost transformate în Ministerul Sănătății într-o formă de atac la nivelul ființei umane. Dacă s-a făcut așa cu partea medicală, de ce să nu se facă așa și cu partea Ministerului Învățământului? Și atunci o să vedeți că apar unii juriști care o să spună câte ceva. Pentru că atât de fine sunt nuanțele în aceste legi, aproape că nu le poți vedea, aproape că nu poți reacționa, iar cei care ar putea reacționa sunt opriți, plătește, de frică, de lașitate, de teamă, de amenințare. Și același lucru vă spun mereu și în fiecare zi. Vedeți pe verticală cum vor să atace biserica și ființa umană și pe tine ca și creștin? Vezi pe orizontală cum vor să atace omul și firescul, iubiți credincioși. Și atunci este o lașitate și o trădare generală. La nivelul alimentației, cei care produc alimente care distrug sănătatea, au atâta lege care îi susține și îi protejează, cât n-ai ce să faci nimic. Și se îmbolnăvesc oamenii pe cap. Cei care vând, iar sunt protejați. Cei care cumpără, nu sunt protejați, ci sunt păcăliți și ajung în spitale. Și tot este un cerc vicios al distrugerii ființei umane, pe toate planurile. De aceea voi trebuie să aveți curajul mărturisirii, să aveți curajul de a sta în adevăr, ca adevărul să vă apere pe voi și adevărul este Hristos. Trebuie să aveți curajul să spuneți pentru copilul și libertatea copilului meu, nu semnez documente care îmi ia dreptul asupra copilului meu. Și așa n-ai voie să intri în școală, și așa n-ai voie să faci niște lucruri. La un moment dat, profesorii o să vadă niște nuanțe. Pe perioada aceea, amintiți-vă voi, când o lună de zile LGBT-ul a fluturat steagul lor spurcat peste tot în lume, pe la ambasade, prin țări, nu vă amintiți că ați văzut steagul lor și în grădinițe? L-ați văzut și în școli? L-ați văzut și pe pereți? L-ați văzut și în parade? Și ați avut voi vreun drept asupra acestor blestemății? Nu. De ce? Pentru că guvernele, iubiți credincioși, și autoritatea și toate celelalte sunt în linie, sunt aliniate la globalizare
și la noua ordine mondială. Deci rămâne ca fiecare în parte să-și apere sufletul venind în biserică și să scrie pe fiecare pomelnic: o sândesc ecumenismul, o sândesc sinodul slujitoresc din Creta, nu sunt de acord cu papismul și cu întâlnirea lor care vor să o facă în numele unui sinod ecumenic, să o facă la anul. Să scrii pe pomelnic, să vorbești cu duhovnicul, să-ți dai mărturisirea personală, să iei atitudine, să-ți aperi sufletul, să ai curaj. Fiecare în parte trebuie să aibă curajul. Dacă ai văzut că cei de la Kaufland susțin LGBT-ul cu cărucioarele lor roz, te duci, spui, îi mustri și nu mai cumperi de la ei. Sabotezi tot, boicotezi tot. Și te duci de unde trebuie să iei. Dacă vezi că la școală, acolo este afectată libertatea ta și a copilului tău, te duci, spui, mărturisești, iei atitudine și vei învăța și vei prinde har și putere să-ți aperi libertatea, cel mai mare dar care ți l-a dat Dumnezeu. Dar dacă tu prin frică îți renunți la libertatea ta, renunți la Dumnezeu. De ce? Pentru că Domnul a spus clar să facem om după chipul și asemănarea noastră. Înseamnă asta că dacă Dumnezeu este liber, l-a făcut și pe om liber. Și Domnul a spus clar, cine vrea să vină după mine, să se lepere de sine, să-și acruce sar și să-mi urmeze mie. Vrei să vii sau să nu vii? Ești liber. Domnul a spus clar, iată, eu stau la ușa ta și bat. Deschidem și eu voi intra. Dacă nu deschizi, nu intru. Deci dacă Domnul care te-a creat stă la ușa ta și nu-ți afectează libertatea, nimeni n-are voie să-ți afecteze libertatea, nici în biserică să-ți impună erezia, nici la nivelul statului, a învățământului, a spitalului și așa mai departe, n-are voie să-ți influențeze libertatea și să-ți bage minciuna și răutatea pe gât. Părinți, copii, profesori, dacă vreți să aveți puterea mărturisirii, trebuie să fiți puternici în inimă. Dacă vreți să fiți puternici în inimă și în duh, trebuie să fiți niște creștini autentici. Ca să fiți niște creștini autentici, trebuie să credeți, să mărturisiți credința pe față echilibrat, să veniți în biserică cu miile în fiecare duminică, să vă știți între voi ca și creștini și să vă împărtășiți continuu cu Sfintele și Preacuratele Hristos. Taine. Amin.